Bună ziua, dragii mei! Mă bucur să vă revăd și pe unii dintre voi să vă întâlnesc. După cum vedeți, suntem din nou la școala mea lui Moș Alfabet. Cine nu mă cunoaște, eu sunt Moș Alfabet, cel mai bătrân învățător din lume, făuritor de suflete și de oameni. Ce frumoși sunteți! Parcă ați mai crescut de când nu ne-am mai văzut. Mulțumesc celor care ne-au urmărit până acum, au răspuns la toate provocările noastre și ne-au trimis pe adresa noastră de e-mail răspunsuri corecte și foarte creative. Am citit atât de multe și frumoase poezii despre Apolodor și m-am bucurat tare, tare mult. De asemenea, răspunsurile la ghicitorile matematice au fost foarte corecte. Ce mai, sunteți niște copii foarte isteți și nerăbdători, cred să vedeți ce v-am pregătit astăzi. Dar înainte de a începe, știți voi, v-ați obișnuit cu exercițiul nostru de automotivare. Începem prin a ne îmbrățișa. Toată lumea se îmbrățișează. Și repetați după mine. Sunt un copil curajos. Sunt un copil curajos. Sunt puternic. Sunt puternic. Știu că pot. Știu că pot. Oricât de greu ar fi. Oricât de greu ar fi. O zi bună să avem și spor în toate. De ce nu dăm pace? Nu mă trage! Gata, liniște, vă rog frumos, imediat o să vă prezint, noi am început activitatea. Dragii mei, am aici alături de mine toți membrii familiei, căci m-au rugat foarte mult să iau și pe ei astăzi cu noi. Pentru că tot timpul a fost factorel și domnișoara Alfabet au fost alături de noi și au vrut și ei să vină. Vreau să vi-i prezint. Așadar, îi cunoaște, da? Pe stră nepoții mei isteți! Factorel! Bună, Factorel! Bună! Și domnișoara Alfabet! Bună, domnișoara Alfabet! Bună, copii! Mergem mai departe la Creativa, care este o altă stră nepoata mea, și Curiosul, de asemenea. Ei sunt verișorii celor doi copii prezentați mai devreme. Mergem mai departe și avem pe bunici, dragii noștri bunici, care ne-au răsfățat cât am stat acasă cu bunătăți și ne-au citit povești și au avut răbdare cu noi. Dragii noștri bunici, mulțumim că ați venit cu noi astăzi. De asemenea, îl avem pe Țumic. Țumic este cățelul familiei noastre. E foarte cuminte. Foarte cu minte și jucăuși. Ei, aceasta este familia mea, pe care o iubesc tare mult și alături de care petrec clipe minunate, așa cum voi, dragii mei, sunt sigură că petreceți alături de părinții voștri și de membrii familiei voastre. Familia înseamnă iubire, înseamnă respect, înțelegere, sprijin, încurajare, înseamnă tot ceea ce avem noi mai de preț pe această lume. Știați, dragii mei, că în fiecare an, pe 15 mai, este sărbătorită Ziua Internațională a Familiei. Așa cum am făcut și noi, nu-i așa, dragii mei? Da, anul acesta am avut o sărbătoare pe cinste. Ne-am jucat. Da, simbolul asociat acestei sărbători este, așa cum vedeți în imagine,
un cerc verde ce conține o imagine desenată cu roșu. Aceste elemente reprezintă o inimă și o casă. Semnificația, bineînțeles, este aceea că familia oferă stabilitate, siguranță, susținere și iubire pentru toți membrii ei. Membrii de toate vârstele, așa cum ați văzut și în familia noastră. De obicei, familia se definește prin membrii ei, prin relațiile ce se stabilesc între aceștia, prin lucrurile comune, convingerile și ideile în care ei cred, prin trecutul și tradițiile familiale, prin modul de petrecere a timpului liber, prin evenimentele fericite sau mai puțin fericite, însă la care iau parte toți membrii familiei. Și în ultimul rând, prin acte doveditoare, avem certificat de naștere, act de identitate, act de căsătorie, așa cum ați văzut și în familia voastră. Pentru început, eu vă propun așa, să vă gândiți la toți membrii familiei și să le desenați chipul pe ramurile unui copac, numit copacul familiei. La final, să completați cu una, două argumente propoziția. Îngrubesc familia pentru că... Și acum vreau să vă gândiți și voi, factorel și domnișoara Alfabet, dați-mi un motiv pentru care vă iubiți familia. Eu îmi iubesc familia pentru că are grijă de mine și îmi cumpără de toate. Foarte bine. Eu îmi iubesc familia pentru că este foarte haioasă și ne jucăm mult și ne distrăm împreună și avem atât de multe activități minunate împreună. Ei, mă bucur că vă place în familia noastră. Mai departe. M-am gândit mai departe să vă duceți la fiecare membru al familiei în parte și să le realizați conturul palmei. Apoi să decupați fiecare palmă și pe fiecare deget să scrieți câte o însușire fizică sau sufletească a persoanei căreia îi aparține palma. Apoi la final, în palmă, să scrieți ceea ce simțiți voi față de acea rudă. Cu toate aceste palme aparținând membrilor familiei, mă gândeam că puteți să faceți un tablou pe care să-l înrămați și să-l puneți la loc de cinste. Apoi puteți face o felicitare pe care să o trimiteți bunicilor sau părinților, o pasăre, un fluture sau un copac. Eu zic să vă folosiți imaginația că sigur veți realiza lucruri extraordinare. Spre exemplu, eu am aici conturul palmei mele. Ce ați scrie voi, dragii mei, pe fiecare deget? Sunt curios. Păi tu, Moș Alfabet, ești foarte, foarte bătrân. De ce să-mi spui că sunt bătrân? Da, ești înțelept. Sunt și înțelept. Ești foarte blând. Blând, mulțumesc. Și foarte plăcut. Și tu ce îi spune? Eu aș spune că ești urmăritor, pentru că mă urmărești pe mine să nu greșesc. Da, a zis domnișoara Alfabet, înțelept. Înțelept. Și ce aș spune? Și grijuliu că ai grijă de mine. Frumos, mulțumesc. Și în palmă ce mi-ați transmite? Ce-ați scrie acolo? Eu te iubesc. Păi și eu mult. Și eu vă iubesc, dragii mei. Mulțumesc, mi-ați făcut o mare bucurie. Dar cred că mai puteți face ceva și voi, dragi copii. Eu vă propun așa, să faceți o listă cu evenimentele importante din viața familiilor voastre. Aveți foarte multe evenimente. Doar câteva alegeți. Apoi, ordonați-le cronologic pe o axă a timpului, adăugând simboluri specifice fiecărui eveniment, așa cum Maria a realizat în desenul pe care îl vedeți în imagine. Spre exemplu, a scris anul 2010 când mami și tati s-au căsătorit.
Când s-a născut ea, în 2011. Când s-au mutat la casă nouă, când i s-a făcut primul pom de Crăciun. Și, în final, când a venit în familia lor un nou membru, un cățel, Daisy. Ia să vedem, voi la ce evenimente v-ați putea opri? Unul îmi dați din viața familiei noastre, factore? Da, un mare eveniment a fost când semestrul trecut am luat primul foarte bine la limba română. Toți m-au aplaudat și m-au pupat și m-au îmbrățoșat. Știți că eu nu sunt foarte bun la limba română, nu? Tu ești foarte bun și ca dovadă ai demonstrat că poți să iei foarte bine. Mă bucur, acesta a fost un eveniment al familiei pentru că noi te-am susținut să devii cât mai bun. Și m-ați ajutat foarte, foarte mult. Bravo! Domnișoara Alfabet se gândește la un eveniment? Da, atunci când tu, Moș Alfabet, m-ai învățat să not și m-a ajutat și factorel. Și așa mult mi-a plăcut, acum sunt campionă la not. Ha, bravo, așa este. Acest lucru înseamnă familie, înseamnă sprijin, încurajare. Bravo, dragii mei. De asemenea, mi-amintesc și eu de un eveniment din școala noastră, Școala Marionetelor, și datorită vouă și a activităților noastre, mai țineți minte voi că am fost premiați la concursul Creatorii Mitu? Da, știu, da, așa este, munca noastră a fost răsplătită. Sunt sigură că și copiii de acasă vor face o astfel de listă a evenimentelor și le vor ordona cronologic și le va face foarte mare plăcere să se gândească la acestea, pentru că amintirile sunt cele care ne rămân și ne bucură sufletul. De neprețuit sunt amintirile. Așa este. Mai departe, haideți să ne ducem puțin spre activitatea matematică și vreau să vă spun că țumicul nostru s-a născut pe 29 februarie. Anul acesta i-am sărbătorit ziua de naștere, însă a doua oară de când s-a născut. Care este vârsta lui țumic? Ia gândiți-vă voi. Care poate fi vârsta lui țumic, factorel, ce zici? Știu, asta este ușoară. Păi dacă i-am sărbătorit de două ori ziua de naștere, înseamnă că s-a născut într-un an bisect. Așa înseamnă că are 4 plus 4, 8 ani. Țumic are 8 ani. Așa este, foarte bine, are 8 ani, da, și copiii de acasă sigur s-au gândit la fel. Deci el s-a născut într-un an bisect, bravo. Ceilalți copii ai familiei, adică și verișorii și voi, v-ați născut în același an, știți, nu? Factore, tu te-ai născut pe... 19 ianuarie, știe toată lumea. Bravo! Domnișoara Alfabet, ești născută pe... 3 august. Bravo! Curiosul pe 17 martie, iar creativa pe 30 iunie. Dragii mei, vreau să ordonăm descrescător vârstele copiilor, da? În funcție de ziua de naștere a fiecăruia. Hai să ne gândim! Știu eu, sunt cel mai mare! Eu știu, da? Haide, las pe tine! Da, factorel, te rugăm! Eu, factorel, m-am născut primul pe 19 ianuarie. Bravo! Tu, domnișoara Alfabet, Nu, curiosul, pe 17 martie. Așa. Apoi eu... Da. Pe 3 august. Așa. Da, știu. Da. Și creativa? Creativa pe 30 iunie. Creativa pe 30 iunie, însă domnișoara Alfabet este pe 3 august. Deci tu ești născută ultima. Eu sunt cea mai mică. Ți-am zis că nu ești bună la mate. Nu, vă rog frumos, nu mai spuneți asta. Toți sunt buni. Toți copiii sunt ispeți. Mai departe. Dragii moșului, bunicii noștri vor să vă spună că fiecare lună a anului are în limba română și o denumire populară. Despre ce este vorba? Ianuarie, voi știați că mai este numit și Gerard? Oare de ce? Ia, deci, de...
că este ger, da? De când apă pietrele? Așa este. Februarie este făurar. De ce este numit februarie făurar? Deoarece, dragii mei, este o lună a frigului, iar viscolul este în toi. Se spune în popor că în prima jumătate a lunii îngheață tot, iar în a doua jumătate se dezgheață. În această perioadă, țăranii se pregăteau pentru primăvară și își făureau punelte pentru munca câmpului. Martie este numit și mărțișor, știe toată lumea, căci Babadochia urca în martie cu oile la munte, împletind firul roșu al soarelui cu cel alb al zăpezii. Luna aprilie este numită și prier. Prier vine de la primăvară, bineînțeles. Luna mai este numită florar. Și știți că florar vine de la flori. Sunt atât de multe flori în luna mai. Luna iunie sau cireșar, deoarece în iunie se coc cireșele și de aici de numirea aceasta populară. Luna iulie este numită și luna lui cuptor, fiind cea mai caldă lună din an. O perioadă în care, dacă stai în bătaia soarelui, chiar ai impresia că te afli într-un cuptor. Luna august sau gustar. Gustar, dragii mei, pentru că se pare că vine de la gust. Gustul poamelor care se coc în această lună de vară. Luna septembrie sau răpciune. În popor, răpciune reprezenta culesul viei. În această lună, cei care au cultivat pământul își culegeau roadele muncii. Luna octombrie este numită și brumărel. Toamna și intră în drepturi. Bruma începe să se depună pe aici, pe acolo, pe pământ, pe plante. Luna noiembrie este denumită bruma. În această lună, bruma își cam ia treaba în serios. Luna decembrie, în final, este numită umbrea sau andrea. Denumirea populară vine de la Sfântul Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie. Ați aflat denumirile acestor luni și aș vrea să le țineți minte. Mai departe, vreau să facem o scurtă recapitulare și să vedem dacă mai știți voi câte luni are un an. Începe factorul. Un an are 12 luni. Foarte bine. O zi are 24 de ore. Bravo. O oră are 60 de minute, știe toată lumea. Bravo. O lună poate avea, fiți atenți câte zile poate avea. 28 sau 29. Bravo. Sau 30 sau 31. Bravo. Mai departe. Două săptămâni are câte zile? Știu, da? Eu 14 zile. Bravo. Un sfert de oră. Zic eu. Te rog. Are 15 minute. Bravo. Și un an, știu, are 4 anotimpuri. Minunat. Luna iulie, fiți foarte atenți. Luna iulie, câte zile are? 31! Bravo! Și se apropie ziua copilului, pe care și o sărbătorim data de? 1 iunie! Bravo! Lunile de vară, mult așteptate, sunt iunie, iulie și august! Bravo! Așa este! V-ați descurcat minunat! Factorel, dragul nostru, tu ai activitate online, așa este? În fiecare zi. Da, așa este, în fiecare zi. Și începe activitatea la ora 9. Da? Ai 3 cursuri, din câte știu, a câte 30 de minute fiecare. Și 2 pauze, a câte 15 minute. Haideți să ne gândim cu toții la ce oră termină factorel activitatea școlară. Hai, ne gândim și cred că o să înceapă domnișoara Alfabet să ne spună ce idee are, ce ar putea afla prima dată. 3 cursuri, a câte 30 de minute fiecare. Păi înseamnă 30 plus 30 și plus încă 30 de minute, a
adică știu, am calculat 90 de minute, iar o oră știu sigur că are 60 de minute, deci 90 de minute înseamnă o oră și 30 de minute. Atât durează cele 3 cursuri. Foarte bine, doar cursurile, da? Factorem cât stai tu în pauză? Foarte mult durează. Și pauzele? Puțin? Puțin durează. Cât? Păi doar 15 minute și am doar două pauze. Adică 15 minute plus 15 minute, 30 de minute de pauză. Bravo, foarte bine. Așadar, domnișoara Alfabet, factorel? Da, știu. Factorel termină activitatea școlară după 2 ore, pentru că am calculat așa, o oră și 30 de minute durează cele 3 cursuri și pauzele, într-adevăr, puțin 30 de minute, deci în total 2 ore. Foarte bine. Și atunci de ce spui că durează atât de mult? Deci el dacă începe la ora 9, la 11 încheie activitatea. Așa este. Așa e, la 11 încheie activitatea factorului. Da? Nu este mult. Bine, hai, nu e chiar atât de mult, ar putea fi și mai puțin. Da, dar eu zic că vine vacanța și o să ai timp să te joci, da, și să citești și să faci lucrurile pe care le dorești tu. Da? Mai departe, că vorbeam de joacă și de jocuri. În familie, dragii mei, puteți juca tot felul de jocuri. Și anume, eu vă propun un joc pe care l-am numit ceasul. Puteți să vă confecționați voi un ceas dintr-un cearceaf. Apoi, să atașați niște cifre reprezentând orele. Mai departe, vă dați roluri fiecăruia și unul poate să fie minutarul, celălalt orarul și vă puteți poziționa pe ceas și altcineva să ghicească cât este ora. Sau invers, un membru al familiei să vă indice ce oră să arătați voi pe ceas. În imagine, avem în prima imagine doi copii care s-au poziționat în dreptul cifrelor 6 și 2. O să vreau să vă gândiți ce oră indică, având în vedere că băiatul blond, pe nume Luca, este minutarul. Știu eu. Este ora 2:30. Așa este. Sau, dacă am vorbit de ora după prânz, i-am spune ora? 14:30. Foarte bine. 14:30. Bravo. Mergem mai departe la cel de-al doilea ceas și vedem aici două fete. Fetița Ioana cu ochelari o să ne indice ora. Așadar, este ora? 8 fix sau, dacă vorbim de ora de după prânz, ora 20 fix. Foarte bine, bravo! Mergem la cel de-al treilea ceas, în care avem în dreptul orei 5 fetița și ea ne indică ora. Păi este ora 5 fix sau ora 17. Foarte bine. Și în ultima imagine vreau să-mi spuneți voi direct cam ce oră credeți că este. 1 fără un sfert. Sau 12:45. Foarte bine. Așa este. V-ați descurcat minunat și știți să citiți ceasul. Dacă știți să citiți ceasul, mergem mai departe la un alt joc. De data aceasta cu zaruri. Ești foarte atent, pentru că vreau să-l jucăm acum, da? Împreună. Abia aștept! V-am dat zarurile, da? Fiecare are cât un zar. Da, și eu am. Bravo! Vreau să înceapă factorel să dea cu zarul, stai puțin, imediat. Și în funcție de numărul pe care îl ții indică zarul, mergi pe căsuțele respective și te oprești acolo unde trebuie. Citești cerința sau citești ceasul în funcție de căsuța respectivă, iar dacă nu indici ora bine, trebuie să îți dau o pedepsă dintre cele pe care le vedeți în imagine. Nu fac pedepsele. Eu știu ceasul. Știți ceasul, așa că nu va fi nevoie să fac acest lucru. Începem!
Pe locuri, fiți gata? Aha. Am dat 5! Mă duc la căsuța 5! Trebuie să spun cât e ceasul, nu? Da! Este ora 11:20! Bravo! Foarte bine! Dau și eu, vreau și eu! Acum! Am dat 5! 2! Am dat 2! 2 ai dat! Și deci, zice, te grăbești, aleargă până la 8:10, adică este ora 8:10. Bravo, adică te-ai dus în căsuța 14. M-am dus în căsuța 14, da, ești. Da. Bravo. Mai departe factorez. Am dat 4. Bravo. Am dat 4, înseamnă că este ora 10:30. Nu prea este 10:30? Hai, ne mai gândim ce ora este? Nu este. Trebuie să-ți dăm pedeapsă oricum. Hai. Trebuie să mă uit în căsuța numărul 9. Da, în căsuța numărul 9. Da. Este ora 7. Dar nu m-am uitat în căsuță, bine, să știi că știu ceasul. Bine. Este ora 7:20. Da, vrei să dau și pedeapsa? Trebuie. Trebuie. Bine, dă-mi-o dacă trebuie. Da, păi este aceasta. Care este culoarea ta preferată? A, păi toată lumea știe că mie îmi place verdele. Foarte bine. N-a fost greu, da? Dar vreau și eu să dau. Acum să mă joc cu zagul. Continuă. Stai un pic. Gata, am dat 5. Ai dat 5. Și mă duc repede la căsuța numărul 19. Foarte. Ce scrie acolo? Te întâlnești cu prieteni la 1 fără 10. Asta înseamnă că... Va trebui să te întorci. Trebuie să mă întorc. Ce? E 1 fără 10 la căsuța 16. Bravo, foarte bine. Pare că te-ai întors. Te-ai întors. Hai, factoră. Da, dau eu. Am dat 6. Mă duc la căsuța 15, am ajuns prea devreme, întoarce-te la 8 fără 25. Și tu te întorci. Ce bine pare. Te-ai întors? La căsuța 3, nu-i corect. Cât e ceasul? Am înțeles. Eu am dat 6 și trebuie să mă duc la căsuța 22. Ura, ce mă bucur, e 12, ora 12:10. Bravo, foarte bine. Factorel, pregătește-te. Da, păi trebuie să scap de aici. Am dat 2, mă duc la căsuța 5. Este ora 11, da, mai fost acolo. Este ora 11:20. Bravo. Vreau și eu să dau. Imediat. Am dat 3. Mă duc la căsuța 25. Ora 1:05, o să câștig. Foarte bine, nu știu să vreau vedem. Să dau și eu, vreau repede. Vreau să câștig. Am dat 5, mă duc la 10. Am nicolet, mă întorc la 3. Ce mă bucur! La 3. Îmi place jocul meu în familie. Și eu am dat 5, deci... Sfârșit, am câștigat! Bravo! Mai vreau un joc! Cine se joacă cu mine? Ne vom mai juca acasă! Fiți siguri că ne vom mai juca! Așa cum și voi, dragi copii, vă puteți juca acasă cu părinții voștri, singur vă puteți face astfel de jocuri cu propriile provocări, da? Și cu siguranță vor fi niște momente extraordinar de frumoase petrecute în familie. Mergem mai departe! Mai departe mă gândeam să scrieți un text cu titlul Familia mea, după un șir de întrebări pe care le vedeți în imagine. Ați mai făcut astfel de texte, de aceea știți ce trebuie să faceți. Doar atât vă spun că trebuie să aveți grijă la exprimare, să fie clar și corectă. Să folosiți minim 3 alineate, să evitați repetarea supărătoare a aceluiași cuvânt, să utilizați de asemenea expresii artistice, să folosiți corespunzător semnele de punctuație,
să scrieți corect și îngrijit și aveți mare, mare grijă la așezarea textului în pagină. Ca să nu fie o simplă pagină de caiet, eu vă propun să scrieți textul într-o căsuță, după cum vedeți că au făcut unii dintre copiii din școala noastră. Ia vedeți voi aici căsuța familiei, cum va trebui să o construiți. Dintr-o coală A4, pliați în trei părți foaia, apoi tăiați acoperișul, decupați fereastra, în dreptul ferestrei deschise vă puteți desena voi, iar în jurul vostru scrieți textul, da? Așa cum ați văzut în imaginile anterioare. Iar vedeți, copiii mei au desenat membrii familiei, s-au desenat pe ei, au baloane, mașinuțe, inimioare, tot felul de lucruri puteți decora pagina. Pentru că, în final, veți obține o astfel de căsuță. Aștept poze cu textul vostru, cu căsuța voastră, cu tot ceea ce ați realizat în cadrul acestei activități, pe adresa noastră de mail, alfabet@yahoo.com. Vă mulțumim tuturor că ați fost alături de noi, vă urăm să aveți clipe minunate alături de cei dragi. La revedere, dragii noștri! La revedere! La revedere! La revedere!